Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Tocmai m-a lăsat pompa de la ambreiaj la Volkswagenul Passat B7. Așa că astăzi facem un clip scurt și la obiect despre cum putem să schimbăm singur pompa de ambreiaj. În partea de jos a mașinii se poate vedea că a curs lichid de frână, deci este semn că s-a spart pompa de ambreiaj, cel mai probabil. Ca să putem să avem loc mai mult, o să dăm jos bateria. Ți-a dat jos ușor, are un șurub aici de 13 și bornele le deconectăm. Ca și marcă de pompă de ambreiaj am ales marca Sax. Știu că este o marcă bună. Chiar și originalul a venit-o pe Sax. Era pompa veche din 2010-2011, deci a ținut destul de mult. Iar prețul a fost 288 de lei. Ca să am mai mult loc, am dat jos și filtrul de aer, dar și tava pe care stă bateria. Aici în spate se poate vedea pompa de ambreiaj veche. Se vede că este udă și a curs din ea. Intră un furtun pe sus, o mufă în dreapta și jos avem o țeavă. Trebuie să le deconectăm toate astea trei, iar apoi mergem în partea din interior și dăm această protecție de plastic jos. Pentru că o să fie nevoie să dăm jos pedala de ambreiaj. Are aici 3 șuruburi. Da, dăm jos plasticul. Iar pedala de ambreiaj se ține aici în 3 piulițe. 2 jos și una sus. O să fie nevoie să dăm și tija aceea de fier jos. Trebuie să le desfacem acestea 3 piulițe, iar apoi o să poată ieși foarte ușor pedala de ambreiaj, pe care este prinsă și pompa de ambreiaj. Piulița de sus este destul de greu de scos, a trebuit să folosesc și un prelungitor, dar și un cod din ăsta flexibil. Cred că mi-am încă avut 2 ani de zile din viață, m-am chinuit foarte mult să-l dau jos, dar până am reușit. După aceea dăm jos pedala de ambreiaj, pe care este prinsă, cum v-am spus, și pompa de ambreiaj. Da, cam așa arată zona, aici avem jos 2 piulițe și una sus. Asta este țeava pe care iese lichidul de frână din pompa de ambreiaj. Mai avem aici o mufă pe care trebuie să o curățăm pentru că a curs lichid în ea. Și furtunul cu care se alimentează pompa. Ca să scoatem pompa veche din pedal, avem aici o clemă de plastic. Aveți grijă să nu o spargeți, să nu o rupeți. Eu am scos-o cu o șurubeniță și cu o sulă din aceasta. Cu grijă o să iasă destul de ușor. Am văzut că se poate găsi și separat această clemă, deci dacă o spargeți, puteți să și cumpărați nouă. Cam așa arată. Apoi rotiți de pompa de ambreiaj și iese ușor. Așa arată demontată. Asta este pompa originală de pe mașină, fabricată în 2010-2011. Tot marca Sax. Da, avem aici mufa. Aici în partea de jos o să intre conducta aceea pe care iese lichidul din pompa de ambreiaj. Are această clemă și partea de sus aici o să intre furtunul din vasul de la lichidul de frână DOT 4. Curățăm puțin aici că a curs acel lichid, după care o să montăm pompa nouă de ambreiaj. Tot așa intră foarte ușor. Da, cam așa arată pompa montată. Aici în clemă i-am mai dat puțină vaselină albă, pentru că acolo o să mai se miște bila aceea în clemă.
pompa intră ușor până rotire la dreapta. Scoatem aceste protecții. Da, deci pompa trebuie să fie în poziția aceasta. Are aici un semn. Punem pedala înapoi cu pompa de ambreiaj nouă. Apoi strângem înapoi cele trei piulițe. Cele două de jos se strâng foarte ușor, cea de sus o să vă chiniți destul de mult, pentru că nu prea aveți vedere acolo sus. O să trebuiască să nimeriți cumva. Eu am pus piulița pe tubulară și am pus o bucată de șervețel între tubulară și piuliță ca să nu pice piulița din tubulară. Pentru că a trebuit să nimeresc așa orbește. Da, strângem înapoi. Aici e partea cea mai grea. Din punctul meu de vedere, dacă voi știți altă variantă, chiar m-aș bucura să văd în comentarii. Dar eu m-am chinuit cu un prelungitor din ăsta și cu un cot flexibil și a trebuit să nimeresc așa orbește piulița aceea, să o strâng. Apoi o să conectăm înapoi furtunașul care iese din vasul pentru lichid de frână. Conectăm înapoi mufa curățată și băgăm și țeava aceea cu acea siguranță de fier. Să nu uitați să o conectați foarte bine acolo, să nu cumva să iasă. După această procedură, pompa este înapoi montată și o să fie nevoie să o aerisim. Da, aici, în partea de jos, mai avem o zonă unde putem să conectăm acest furtunaș. Și desfacem vasul de lichid de frână. O să fie nevoie și să completăm cu lichid de frână DOT 4. Pentru că, deși pare că are lichid, vasul este cumva împărțit în două părți. Aici se poate vedea cum s-a umplut partea din dreapta jos. Pentru că dacă nu puneți lichid, nu completați, nu o să se poată amorsa pompa, pentru că nu are cum să tragă lichid. Ca să amorsăm pompa de ambreiaj, o să fie nevoie de două persoane. O persoană o să facă 2-3 pedale de ambreiaj și ține pedala la maxim jos, iar a doua persoană deschide acest ventil și o să iasă lichid și cu aer. După care strânge la loc și se repetă procedura de mai multe ori până când pedala devine mai tare. După această procedură de aerisire, mașina funcționează la fel de bine ca și înainte. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și pentru alte videoclipuri interesante, aștept mai jos comentariile voastre și ne vedem în următorul videoclip.